Am revenit în direct și în partea a doua emisiunii. Bogdan Ficeac alături de mine, sociolog. Bună seara, mulțumesc. Printre multe altele calități pe care le aveți, da, și despre care vorbim prea puțin, dar nici în seara asta n-avem timp. N-avem timp, aia. Că avem o campanie de disecat, atâta cât te ia, domnule Ficeac, și atât cât se simte și cât se vede și cât se aude. Chiar așa, cetățeanul Ficeac, ce înțelegi din alegerile astea? Bine, de înțeles acum să înțelege fiecare ce poate, pentru că acum nu cred că mai e vorba de stânga, dreapta, de doctrine, de programe. S-a omogenizat, s-a vindecat. Ideologia. Da. Plus că am avut atâtea exemple în care partidele de stânga luau măsuri în sprijinul întreprinzătorilor privați sau, eu știu, măsuri de dreapta. Partidele de dreapta vedeam că se bat pentru mărirea alocațiilor pentru copii și alte măsuri sociale. Deci lucrurile astea, plus că și toate promisiunile astea ce se aud de ani de zile și nu prea s-au rezolvat, nu știu dacă mai au efect. Acum să mergem mult pe chestiunea emoțională, dar și acolo la chestiunea emoțională e ceva mai soft. Și cred că oamenii încep să meargă la impresie care personaje politice sau care partide ar putea să le aducă un pic mai bine, care ar putea să aibă, să fie o impresie generală, cum se spune, că din partea aia ar putea să ne meargă mai bine, că au mai fost niște măsuri care ne-au ajutat, alții ne-au promis mai mult, deci din nefericire probabil iară să merge la rău cel mai mic și alte lucruri de genul ăsta. Nu cred că mai plin nici chestiunile alea cu extremismul, cu... Dar nu știu dacă au prins alea vreodată, domn profesor. Dacă au prea prins că... Sau dacă au fost mai degrabă retorică sau gargară, că retorică e prea compusă. Gargară politică. Nu prea au avut substanță în momentul... Păi... Bine, ne referim în special la AUR, că acolo e... Sau Șoșo. Da, acolo deja partidul, după ce s-a rupt în două, că un șoșoacă s-a dus într-o parte, o șoșoacă în partea ailaltă. Unul la europarlamentare, unul la primărie. Da, e mai dificil acolo, dar pe partea ailaltă, în momentul în care spui că voia sunt extremiști, că au scris în toată România că Basarabia e România sau că sunt pentru familia tradițională, nu prea ține. Acolo marele pericol este că e ascensiunea asta foarte puternică și la procentajul pe care și-l propun să-l obțină, au nevoie în structurile locale, centrale, de mii de oameni care să fie totuși trecuți printr-o minimă evaluare, o minimă grilă. Foarte multe personaje ciudate, normal că s-au înghesuit acolo. Unii că au fost trimiși și alții că s-au înghesuit. De alții ce? Că n-au mai avut loc pe alte partide. Da, asta deci... care e o mare culpă pe care o poți face unui partid nou născut care își dorește reformă. Da, e sau care clamează asta. Reformă. Păi nu, că știți cum e. Bun, hai, cine naiba nu vrea reformă. Dar când vezi cu cine, te mai gândești. Asta este marea problemă și aici e la toate partidele astea care se umflă foarte repede și pericolul se dezumfle la fel de repede, pentru că nu au efectiv timpul necesar să își formeze, cum se spune, activul de partid, cadrele, să aibă o anumită, cum să spun, nici la partidele mari nu mai vedem că s-a terminat. Din potrivă, o contraselecție, da. Da, și acolo vedem că, de fapt, cam singurele preocupări pentru a comunica o anumită doctrină, ideologie, program, sunt școlile alea de vară, unde vine președintele de partid, face niște glubințe așa. Mai degrabă o bețivăneală informală. Da, după aia vin tricouri de petreceri și vin ziariștii în, cum să spun, rău intenționat și întreabă pe ea de stânga, de ce partid, de când e stânga sau de dreapta, bineînțeles. Păi la voi ce? De stânga, bineînțeles. Adică, ce să mai zici? N-ai. Din păcate, lucrurile astea se văd, se resimte presiunea asta, oamenii, într-adevăr, vor anumite reforme, vor o minimă seriozitate și o minimă stabilitate. E adevărat și cu coaliția asta... Cu stabilitate. E o stabilitate, nu putem nega lucrul ăsta, dar... Știți cum e? Și trenul CFR merge cu 30 la oră, dar e al CFR-ului și 30 de kilometri la oră, adică... Da, asta e marea problemă, că lucruri care se pot face mult mai repede, mult mai simplu, sunt amânate, sunt tergiversate și... Dar ați spus două chestiuni până la ce e de făcut.
faptul că pentru prima dată se marșează foarte mult pe emoție. De ce credeți că emoția era la îndemână? Prin emoție înțelegând și derivatele ei, și anume, e mult mai ușor să ataci decât să propui un program, e mult mai ușor să decredibilizezi decât să vii tu cu niște argumente. Adică de ce credeți că, inclusiv, uite, lipsa emoției a generat și lipsa dezbaterii? Că până la urmă, dacă forțezi o dezbatere, riști să ridiculizezi un contracandidat, riști să-l împuținezi prin prestația lui publică, riști să... De ce credeți că am ajuns la jocul ăsta închis așa? Chestiunea cu această campanie emoțională nu e numai la noi, e peste tot, pentru că în primul rând omul e o ființă emoțională. Da. Deși spunem noi că suntem singura ființă rațională din universul cunoscut, e adevărat, dar în primul rând ați văzut și când mergi pe stradă, vezi o figură cunoscută, da? Imediat te înseninezi, e o figură cunoscută, după aia se duce informația la neocortex, aoleu, e George, am să-i dau 10 milioane, mai bine nu-i vedeam. Treci pe partea aia. Corect, deci, corect, corect. Chestiunea emoțională e, primează întotdeauna, iar în paleta asta emoțiilor, de departe, emoția cea mai puternică e frica. Uh-huh. De-aia toate campaniile electorale, nu vota cu ăla că îți taie, îți face, te omoară, alea, votează cu mine. Sau vezi că mai ai doar câteva zile când poți să votezi cu mine sau când poți să cumpri tigăile alea sau când nu știu ce, pentru că și aici produsul candidatul e un produs, la urma urmei, electoral comercial, ca orice alt produs comercial. Am fost, mă rog, la Universitatea Stanford, am fost interesat, am fost la niște laboratoare care tocmai asta analizau reacția emoțională și campaniile electorale arătau că promovezi un nou candidat după același tipic, după care promovezi un nou tip de hamburger. Adică sunt niște produse comerciale, trebuie să le vinzi și atunci trebuie să creezi o anumită emoție. Degeaba spui, dom'le, perechea aia de pantofi de sport are caracteristicile astea. Îți spui, dom'le, perechea aia de pantofi de sport e portată de Nadia Comăneci sau de Ilie Năstase și atunci, bă, dacă îi iubesc, atunci cumpăr acolo, da? Și aici depinde la candidați ce persoane cunoscute, îndrăgite adună alături, ce fel de mesaje trimit, pentru că și din punct de vedere tot așa al studiilor ăsta, omul când e atent nu ține mai mult minte de vreo 7 noțiuni așa. De regulă vreo 3 noțiuni și de-aia și la campaniile electorale când dau, sunt anumite mesaje în care își propun 2-3 lucruri foarte clare pe care la care să existe șanse să le promoveze, să le îndeplinească, să arate că uite ce am făcut, ce am promis am făcut. În rest poți să promiți că nu mai ține minte lumea. Și atunci se vin cu story-uri, cu povestioare, cu tot felul de lucruri de genul ăsta, care să emoționeze, se caută câte o povestioară, se caută, de fapt, o chestiune ca la jurnalistică, nu? Ai o mulțime de lucruri pe care le prezint, dom'le, dar să ai și culoare, să ai un personaj, să vezi cum se reflectă asupra unui om. La o știre, dacă om. N-ai personaj, da, e de sterilă. Da, nu e sterilă, nu merge. Și atunci e normal că se merge pe lucrurile astea emoționale, iar acum, având în vedere că la noi, cum spuneam, nu mai există stânga, dreapta, dacă mai sunt diverse discursuri de genul ăsta, dar oamenii se ghidează mai mult pe o anumită senzație, să spunem așa, impresie de încredere față de anumite personaje. Și această încredere în campania electorală, evident, poate crește, poate scădea. Am avut exemple, nu partide care s-au dus înainte de, cum era, APR sau nu mai știu, ajunsese la vreo 20%, povestea cu telefonul roșu, cu vreo 3-4 luni înainte de asta. Da, v-ați dus cam în spate. Uite, gândiți-vă la un EPR și care era cotat în jur de 10% la un moment dat, cu perspective ca sinistru Oprea să ajungă pe premier. Și așa a ajuns într-o pauză. Da. A ajuns, Victor Ponta, a ajuns vicepremier, a ajuns și s-a ales praful de un EPR în afară de pensiile speciale care au rămas. Da. Alea au rămas și acum stau ăștia. Întotdeauna rămâne ce contează, domnul oficiu. Da. Lui tot nu i-a folosit la nimic sau, mă rog, că... Ei, se mai joacă de-a președintele pe acolo, înțeleg că mai ține da. Mai da. Mai cine da, știe ce. Generalii nu știți că s-a insinuat pe vremea lui Dăncilă, ajunsese până în bordul conducerii PSD-iste? Da. S-au trezit cu ei în CEX?
sunt tot felul de personaje din astea care era, acum îi înțeleg și pe ei. Și la aia, în momentul în care ieși la pensie la vă 48 de ani, ce să faci? Să plictisești. Corect, încep ca Goldea să suni, păi, să dai telefoane, să promiți, păi, da, să iei bani faci? Mulți, vreo 5 milioane la ultima declarație. Adică mai te ocupi de grădinării, da, alea, dar e timp mult. Domnule, da, astea nu sunt grăinării, la meleoane nu prea sunt grăinării. Și atunci uite că apar tot felul de situații de genul ăsta și ne mirăm, bă, dar cum de-au apărut? Păi, au apărut de povestea că li s-a creat condiția. Apropo de povestea asta cu Coldea, n-aș vrea să insist, dar o fac. Decontează cineva public treaba asta, mizeria asta? Acum, în campania electorală? Și prin contagiune, ținând cont de jocul politic pe care personajul a făcut indirect sau direct în unele momente, se mai asociază cineva, din public mă refer așa, personajul cu vreo mișcare, vreo acțiune, vreo... Sau doar băsismul mai e doar cel care rezonează? Evident că acolo, na, toate chestiunile astea sunt asociate cu tăticul lor. Că tătic, până la urmă, chiar și el și familia lui a căzut în groapa pe care el a săpat-o. Pentru că și atunci a fost o mare... Cum să spun, foarte mulți oameni au crezut în chestiunile astea, chiar dacă existau anumite, să spunem, forțări, derapaje, lucruri de genul ăsta, dar lumea zicea, bă, nu se mai poate, i-a dat cu capul de pământ, i-a dat, băi, foarte bine că se întâmplă așa ceva. După aia, când ușor-ușor au ajuns la vorba marelui politolog român Marian Vanghelie, care spunea, domne, înainte de Băsescu știam tot, era o linie roșie, corect, nu ne arestăm între noi, când suntem noi la putere avem 60%, voi 40%, după aia ne schimbăm toată lumea. Bă, când a venit ăsta ne-a arestat și ne-a luat și afacerile și le-a dat la ai lui 100%, noi murim de foame. Deci când a văzut lumea că de fapt nu a fost o chestiune să însănătoșească, ci să înlocuiască niște indivizi dubioși, hai să nu zic mafie, ca să nu folosim cuvinte dure, cu alți indivizi dubioși, și zic lucrul ăsta că îi vedem. O bună parte dintre ai lui sunt la pușcărie, sau cum spunea chiar el, 3 dintre ai mei au arestat pe ei. Acum urmează să se schimbe proporțiile, 4 cu 3, dar, sau câți mai, nu 4 cu 2. Da, și asta a fost o mare dezamăgire. Bă, am zis și noi că se întâmplă ceva și până la urmă... Dar nu, aici au fost dibace, că aici ne întoarcem la tehnici de manipulare, unde dumneavoastră sunteți expert. Au reușit să o împacheteze, domnule, să-i pună o fundiță de asta. Ei care luptă împotriva oamenilor răi pentru propășirea noastră materială. Și de unde? Erau niște două găși de bolani. Și unii au pierdut, alții au câștigat. Da, da, vedeți că și aici... Unii având, atenție, mi se pare foarte important de spus, de partea lor statul, cu toate instrumentele statului. Bine, instituționale, aici, financiare, informaționale. Eduard Ludwak, un Ludwig mare Beto. Strateg și... A, credeam că ziceți de... politolog și, mă rog, de... născut în Arad, a plecat de la 4 ani în țară și consilier al Reagan și astea. Între alte cărți, a fost, a scris și Ghidul Loviturii de Stat, în care, pe lângă loviturile alea sângeroase, eu știu, spunea, domnule, poate fi și o lovitură de stat tăcută, în care cu un grup foarte răstrâns de oameni îi pui în posturi cheie de unde paralizează activitatea guvernului și alea și trebuie să se schimbe guvernul. E, aici, domnul Băsescu ne-a spus foarte clar, 6 oameni am avut. 6 oameni. Exact. I-am pus acolo în instituțiile de... Amintiți-vă că au ieșit la referendum 8 milioane de oameni. Și tot n-au putut să... Și l-a avut pe unul la Curtea Constituțională care a dat o adendă, o erată noaptea și a anulat votul a 7 milioane de oameni. Deci, ce să mai vorbim? Avea o sintagmă despre care... pe care noi am uitat-o, subordonare prin numire. Toți ăștia erau subordonați, domnizați, prin numire. Acum se face că are serenitatea cu care iese, deci este... Ne vorbește de democrație. Dar zici că nu a fost el acolo. Adică detașarea asta implicită a lui Băsescu e fantastică. Adică a avut tot timpul talentul ăsta de a se sustrage din propriile povești. Da, da, da. Dar pe de altă parte, că nu e vorba aici neapărat de, cum să spun, să... citești cine știe ce cărți sau alea, e în cultura populară, e chestiunea hoțul strigă hoții, adică o chestie de genul ăsta, bă, să fim noi primii care strigăm, ca să nu fim învinuiți, mergem și la forurile europene și peste tot, bă, noi vrem să curățăm, s-a terminat, aia niște bandiți, niște corupți, niște așa și noi facem, bine, vă susținem, toată lumea vă susține, după aia, bă, ăștia... i-au înlocuit pe aia cu el. E, da, da, oricum au încercat, au făcut. Mă rog, rămâne impresia
Dar rămâne așa, dar o impresie că, este... că până la urmă partidul... Da, da, bine. Și partidul s-a coafat, s-a rojat un pic, s-a transformat în brătieni. Da, da, da. Văzut. Au trecut clandestin granița, au intrat la liberali, s-a uitat. Dar nu erau, adică e un mare partid, nu era al doilea partid. Peste noapte treci la Internaționala Socialistă, la Partidul Popular, că ea mai puternic. Dar legat de Coldea, mi se pare interesant ce a spus premierul Ciolacu mai devreme, dacă l-ați auzit bine, dacă nu vă spun eu, că era fix la început, cred că era pe drum. A spus că ar trebui discutat cazul Coldea în CSAT, pentru că ar trebui, e un moment în care ar trebui clarificată situația foștilor. Am mai adăugat și eu, domnule, au și pensiile nesimțite, cele mai tâlilor mai trebuie, că de-abia pe alea, dacă stai pe acasă, de are vreo 6.000 individu, 6.000, adică totuși, nu-s de acolo. Ce le mai trebuie? Și ar trebui reglementată ca o perioadă de sau pentru un timp de sau cu informațiile de, nu te joci. Cazul Coldea nu vi se pare o chestie de interes național? Ba, mi se pare un caz de interes adică național. Adică generalul cu 3 stele. Da, da, da. Deci la chestiuni de genul ăsta și mă rog. Vorbim așa, un general, ca să nu vorbim... Păi nu că e generalul ăsta, da, deci, cine e general? Cine... În sfârșit am aflat cine e generalul. Da, da, da. Și mai sunt câțiva generali pe acolo. Adevărul că generalul erau trei. Da. Anaconda și cu Dumbrava, da. Da, da, și cu Cocoru și cu cine mai sunt pe acolo și eu știu ce-o mai ieși. Corect, deocamdată atâta știm. Dar într-adevăr, că aia m-am gândit și degeaba vorbim noi la televizor, lumea se, eu știu, se enervează, e revoltat asta dacă într-adevăr nu există anumite măsuri. Corect. Că în momentul în care beneficiezi de anumite avantaje, avantaje uriașe, da? Care sunt cu astea, cu pensiile, cu salariile, cu toate lucrurile de genul ăsta, păi la un moment dat, în momentul în care utilizezi acele informații în interes propriu, în folos personal sau unui grup de interese, atunci și pedepsele trebuie să fie de nu știu câte ori mai mari față de unul obișnuit. Și nu doar obișnuit, pedepsele. Da? Nu doar pedepsele. Dom'le, omul ăsta implică Serviciul Român de Informații într-o aventură și într-o furtună mediatică. Nu ar trebui să, nu știu, să vedem dacă e vorba de o condamnare, îi retrage cineva stelele alea de pe umăr. Păi, asta spun că acolo... Plus că acolo, domnul Ficeac, eu mai sunt omul faptelor, adică dincolo de ce simțim fiecare dintre noi și avem abordarea subiectivă a poveștii, mai e abordarea obiectivă. Acolo e implicat un cetățean chinez, căruia statul România i-a retras cetățenia în timpul mandatului lui Coldea la SRI, i-a retras cetățenia, că era o vulnerabilitate la adresa Siguranței Naționale și constatăm că acum Coldea face afaceri cu el sau ce Dumnezeu se îmbârligă, cum și... Păi de asta spun, pentru că ei au avut acolo, să spunem așa, la un moment dat chiar un monopol informațional, relațional, știu tot, știu, au... Nu mai revenim la problema cu dosarele, că dosaria de din astea, de la dosarele de la CNSAS, de la dosarele CNSAS, de la dosarele cu DNA, la dosarele de la MIRA, dosarele de la SIPA, dosarele de la nu știu unde, că am avut nenumărate servicii. De la SRI, că mai țineți minte, că mai scotea cu Helvi câte o nenumărate servicii care se înființau și ni se spunea, domne, asta o să fie un fel de afaceri interne, să rupte împotriva corupției. Și ei nu vedeam niciun fel de luptă, ei făceau dosare și după aia le utilizau la șantaj și de foarte multe ori la șantaj ca să-și facă ei afacerile încă de când erau acolo sau după aia să le continue și după aceea au ieșit. Sau pentru copiilor sau pentru... Da, 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 bineînțeles că și aici se spune, domne, dar aia n-aveau voie să facă afaceri. Păi... Da, hai să vedem copiii, finii, nașii, cum nații, cum metrii, că numai pe Măgureanu, dacă le-ai las cuturat, păi, de... Sunt o mulțime de lucruri de genul ăsta care trebuie lămurite și trebuie... Iar lucrurile astea, într-adevăr, trebuie discutate la XAT, că acolo, într-adevăr, sunt lucrurile care țin de siguranța națională. Cum poți să stai să zici, bă, are el acces adică, dincolo, la secrete de stat? Adică, la, știți, nu, că e și o nuanță pe care vreau să o fac. Dincolo de interesele unor televiziuni, a unor moguli, certați cu legea până la un punct de a transforma chestiunea asta într-o chestiune personală care îi spală pe ei, avem și cealaltă filă a poveștii, obiectiv vorbind, doamne, un general care s-a îmbogățit peste măsură într-un interval de 7 ani în care n-a mai condus operativ serviciu, folosind, pare, o rețea informativă moștenită de pe vremea când a fost la SRI. Hai să clarificăm noi ca stat povestea asta, să o reglementăm cumva. Pentru că de asta spun, acolo e o laxat, într-adevăr, și ce spunea domnul Ciolacu, acolo totuși sunt niște relații interministeriale, interdepartamentale, pentru că și DNA-ul își face treaba. Dar la urma urmei,
ce face SRI-ul, că și ei acolo sunt marea majoritate, eu sunt convins că sunt oameni ofițeri care își fac datoria. Și vin diverse entități de-astea care aruncă o lumină negativă. Mm. Ori și acolo trebuie venite asta, cu anumite măsuri, asta, ce facem să nu se mai întâmple. Asta i-am spus și premierului Ciolacu. Da. SRI este primul care în speța asta ar trebui să fie preocupat să facă lumină, tocmai pentru că cade o pată uriașă pe serviciu. În primul rând la serviciile... Care nu se simte oricum așa bine ca percepție de 30 de ani, că s-a născut din securitate și plin de securiști. Nu, cred că mai știți care e problema. Sunt niște puritani așa, da. Știți care e problema? Și chestiunea asta cu securitatea s-a rostogolit foarte mult. Da, erau, nu o, doar parte din, hai să nu, erau o parte dintre ei care au, într-adevăr, au fost făcut... s-au pretat la torturi și alte lucruri de genul ăsta. Dar dincolo de asta, intrând pe paradigma economică, ei au avut, repet, au avut monopolul informațional, monopolul relațional, ei știau care întreprinderi, ce contracte au, ce ar... Îmi spunea cineva la un moment dat, mă rog, nu contează numele, o fi și cunoscute, dom'le, persoana respectivă avea o zonă din lumea asta în supraveghere. Și ne luptam împotriva vestului, da? După ce am făcut revoluție și am ajuns și noi, da? Ăia se cunoșteau, serviciile secrete americane, da, cu ăștia de-ai noștri, acum eram parteneri, eram colegi. După revoluție la noi, nefiind o trecere cum a fost în țările alte, că de-aia la ei n-a fost cu revoluție sângeroasă, ei au avut o facțiune reformatoare a Partidului Comunist care a făcut o tranziție cât de cât către o democrație care cât de cât mai funcționează. La noi a fost o tranziție bruscă și spuneau și ei, dom'le, aveam mari afaceri de făcut, de infrastructură, de transporturi, de avioane, de astea. Cu cine semnai contractele? Tot respectul, le semnai cu Doina Cornea, cu Ana, avem tot respectul față de ei, dar noi îi știm pe aia. Da. Am lucrat cu ei și aia și-au făcut, au preluat toate relațiile. Noi am dat la un moment dat un interviu Fluviu în România Liberă cu Răzvan Temeșan, care a explicat pe două pagini acolo cum au rămas în posesia banilor cei care erau până pe 8-10 ianuarie, au mai trimis bani când au văzut că Ceaușescu nu mai... Să rămânem cu ei, ce să-i mai trimit acolo de pomană, da? Deci explica foarte clar cum s-au creat aceste mari structuri. O parte dintre ei au mai investit și au intrat într-o economie de piață unde au mai creat câte ceva. Alții s-au axat pe furat și aia e, pentru că ei aveau acest monopol. Ei știau câți bani sunt în conturi acolo, ce contract, când venea câte unul să fac și o afacere, păi ai tu relațiile alea cu străinii sau ce? Și mai important în prezent, domnule, un astfel de om precum Coldea știe, dincolo de micile intrigi politice dâmbovițene, nu știe niște chestiuni de ansamblu, precum bogății naturale, hărți foarte importante, tot felul de ecuații care pot servi sau pot lovi interesele partenerilor noștri strategici. Adică discuțiile sunt foarte, foarte serioase. Sunt foarte serioase, mă rog, ce-a mai rămas? Că de vândut hărțile astea, bun, s-au vândut, sigur, n-au avut treaba. Am mai avut și cazul ăla. Când am avut foști miniștri și mari demnitari condamnați pentru spionaj, cu vreo 10. După aia am avut cazul cu Alro, cu alea, unde nu s-a mai aflat nimic, unde aveam relația cu rușii, cu alea, cu capitanul, cu alte lucruri, au dispărut toate probele, n-am mai aflat nimic. Vom vedea aici dacă într-adevăr se merge până la capăt, că ar fi cazul eu la un moment dat. Eu am ezitările mele, nu cred că se merge până la capăt, că imaginați-vă ce înseamnă o rețea operativă a unui foști general SRI, totuși adjunct 12 ani. Judecători, procurori, avocați, politicieni, oameni de media... Păi dumneavoastră vă imaginați, de ce să destructurezi o astfel de rețea în căutarea adevărului chipurile când poți opri să o folosești și tu? Și asta e foarte sau adevărat. Poate că nici măcar nu e cunoscută pe de-a întreg toată rețeaua asta. Și asta e foarte adevărat, dar pe de altă parte trebuie să aveți în vedere că și o mulțime dintre personajele astea au fost însecuși, șantajate și poate zic, bă, am scăpat de chestia asta, să mergem asta mai zic, departe. Hai să ne vedem de viață, da. Să ne vedem dar de viața mai e, noastră. Cred că mai trebuie să fim atenți la un aspect noi ca societate, să nu ratăm momentul. Dom'le, faptul că serviciile secrete au voie să desfășoare business-uri în România. Iarăși ne mai întâlnim. Da. Ce Dumnezeu e prostia asta?
Da, 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 pe asta a fost la, o discuție. La vedere, adică atenție. Asta a fost o discuție foarte... Păi nu e bine să o facem acum? Asta... Hai să... Da, 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 asta a fost o discuție veche, că de câte ori au fost inițiative, s-au scos, după aia s-au pus, s-au scos, s-au aprobat, după aia, bă, dar de ce le-am aprobat, de ce au voie, adică sunt niște lucruri foarte clare, nu ai voie să faci așa ceva. Sau, mă rog, când ai anumite, uite ca și protocoalele alea, ei probabil... Tot domnul responsabil. Da, că tot vorbeam de el. Că, da. Au avut la un moment dat și în Statele Unite americanii cum să destructureze mafia. Nu mergeau cu tare. Și au zis, băi, să facem și noi un fel de protocol, dar întâi să dăm un pachet legislativ, celebru pachet RICO, în care pentru asociere, pentru aia și i-au spart. Măi, dacă tot vreați să faceți niște protocoale, de ce nu le-ați făcut prin Parlament? Că aveau resurse și aveau și instrumente. Da, la vedere, foarte clar, de ce le face și după aia, domnule, au fost ilegale, după aia, pe unii am condamnat, dar pe baza unor probe care, de fapt, sunt ilegale, unii au mai câștigat pe la CEDO, alții au murit, alții, bă, nu e bine ce am făcut, dar, mă rog, rămâne așa. Păi nu poate să rămână la un moment dat. Trebuie ușor, ușor să înceapă o restructurare, o introducere în anumite practici foarte clare, transparente, unde să știe fiecare ce are de făcut, care sunt atribuțiile, ce beneficii mari și ce pedepse mari poate suferi, ce beneficii, ce interdicții, și foarte clar acolo. Așa, dacă o fi, foarte bine, că DNA-ul, eu sper că... Nu, foarte bine, mă rog, și în al șaptelea aceea, sigur. Aici, dar, domnul Ticea, asta e că nici eu nu mă aștept, dar totuși, noi 7 ani, noi ca societate, știți foarte bine, doamne, cu cine vorbeai, poate Coldea, face Coldea, adică era pe buzele tuturor. Măi, nene, ok, o fi și foarte multă supralicitare a numelui, dar de undeva, sigur, a început, de la o fărâmă de adevăr, adică 7 ani de zile n-a interesat pe nimeni în țara asta să vadă ce-i cu omul ăsta. Bine, au fost nenumărate discuții, știți foarte bine. Timp în care nevastă sa e bine mersi la SRI și dă avize de psihologice, de trecere gen de examen și de continuare a meseriei acolo. Bun, cred că dacă mai aveți vreo oră să luăm toate rudele lui, să le luăm pe rând așa, să vedem și toate relațiile, adică acolo e încregătură, dar n-ai probleme. Dar amintiți-vă că iar au mai fost discuțiile pe lângă chestiunile astea, chestiunile de justiție, unde s-au produs o mulțime de... că nu era completul conform legii, că nu erau alea o mulțime de... Toată clasa politică, domne, trebuie să dăm legea răspunderii magistraților. Toți erau de acord, bă, dar n-au dat. Da. N-au dat. Toți sunt de acord. Da, domne, trebuie. Păi de ce n-au dat? Da. Mă rog, n-am avut timp. Păi nu, că și partidele, dacă ar lua în serios speța asta și dacă acțiunea politică ar duce naiba undeva, am vedea și noi o reformă a Comisiei de Control a SRI, măcar. Da, da, da. Că ea toți sunt... Nu te ținem degetul în gură, adică stai lor. Nu îi știm, îi știm și noi, poate cu niște excepții. Nu, dar eu vă spun că vorbind de general, vorbești de generali, de oameni care formează. Păi, sunt general SRI, cum e profesorul Troncotă, un istoric absolut respectabil, care și e acest personaj. Deci și acolo la SRI sunt foarte mulți oameni care trebuie să aibă și ei, cum să spun, un sprijin din partea decidenților politici din societatea civilă. Dom'le, e păcat că asupra acestor structuri, SRI, SIE, SPP sau nu știu care mai sunt, haideți să facem o chestiune, pentru că eu sunt convins că majoritatea celor de acolo știți mai bine decât mine. Doresc o toate o categoriile limpezire. Socioprofesionale au niște și doctori, au colegii medicilor și ăștia la SRI au comisii. Nu fac așa. Ei. Păi nu, dar ați văzut de fiecare dată când e câte un scandal public, tentația lor e să se protejeze pe ai lor. De cum să zică, da, nene, hai să vedem cum dracu facem să ieșim din povestea asta. Nu, e să se ascundă, să bage sub preș, să ne lege, să facă campanii împotriva, adică nici ei au corpuri sănătoase și trebuie. Da, e un principiu fundamental sănătoase în democrație, controlul societății civile asupra structurilor de tip militar. Acum ați văzut, adică... care e control civil, că de un an de zile la SRI ies ca unul gol. Da. Ce e control civil? Da.
Vrei să chem pe cineva în Parlament, nici n-ai pe cine să chem. Cine îți vine? Îți vine generalul în Parlament? Eu de asta spun că, pe de altă parte, mă rog, e campanie electorală, dar pe de altă parte, eu am spus-o și zic, o repet, totuși România are un statut prin Constituție semiprezidențial. Cel mai puternic om din lume e președintele. Dacă ai un președinte care chiar vrea să facă ceva, are, ce vorbeam mai devreme, are la îndemână Consiliul Suprem de Apărare a Țării și are în spate milioane de oameni care l-au votat. Corect. Spune, dom'le, eu am acest program de făcut. Veniți aici, hotărâți-vă toți, avem de făcut aceste lucruri, iar eu voi ține la curent cetățenii referitor la ce soluții veniți și ne ținem de lucrurile astea. La un moment dat, dacă e, poți să faci un referendum, poți să faci, dacă vrei să faci ceva, dacă vrei să o corcolești și să vorbești prostii, hai, să faci politică, da, vedeți că noi nu suntem în stare să facem nici seate pentru sau nu dăm Patriotul, facem pentru Coldea. Da, să se întâmple. Acum, cum să spun, nu faci pentru Coldea, faci pentru un statut foarte clar, transparent al serviciilor secrete. Sigur, am simplificat eu povestea. Da, bineînțeles, știu la ceva de argument, da, nu. Am strici o vacanță la Sibiu de 4 săptămâni pentru bine. Ce Dumnezeu? Acum nu, n-are rost. Vorbim plus că oricum n-avem vara, nicio speranță. La Neptun. Oricum n-avem nicio speranță de acolo, așa că... Deci din 2025, dacă e, să ne setăm așteptările pentru... Hai să ne oricum omul a fost foarte elegant, că și-a mai scurtat mandatul cu vreo 2 luni. I-a zis, bine mă, să aveți alt președinte, stați cât zi, mai ce repede. Ce și l-a scurtat? Domn președinte. Ce se alege în septembrie, dar se vacantează în decembrie. Da, mă rog. Hai că nu da, e. O să avem vreo 2 luni așa în care... 2 președinți. Da, nu știm, e ăla. Oricum, cine va fi, oricine va fi mai prezent decât ăsta care nu e. A, bine, asta fără îndoială, da. Adică măcar de ca percepție așa și va fi mai... Da, da. Măcar să vezi pe cineva, că vrea să asta facă e. Ceva nu care dispare. Nu, dar și... să vezi dimineața că se deschid porțile alea la Cotroceni. Adică dacă te afli la Leu acolo în coloană și stai și la semafor, să vezi că intrarea cu cineva și că seara când așa iese. Da, asta e. Na, mai sunt ziariștii ăștia care stau și care îl urmăresc pe pârtie, pe alea, bă... N-au de lucru. Cred că au fost întâmplări, n-au urmărit nimeni pe nimeni, nu și-a permis în toți anii ăștia de obicea că garda lui Pahonțu a vegheat. Da. Ce Dumnezeu. Da, mă rog. Și alea când a ieșit cât un reporter, că a ieșit în cale, era tot pe schiuri, adică nu... Da, dar vedeți, ceea ce vorbim noi reflectă tot așa, un sentiment de fatalism, de... Păi, da. Doamne, ăștia sunt. Dom'le, după 10 ani de România reformată, România normală, România educată, România, adică eșec pe linie, cam ce sentiment ați vrea să ne anime? Bine, omul e corect. După 8 ani de condus a zis că România deja e stat eșuat, adică să ne odihnim. Am condus țara asta 8 ani, am adus un stadiu de stat eșuat, trăiască Africa, insule Capului Verde... Plecăm acolo că deja mă enervează. Nu mă merită ăștia. Da, ce nu mă merit atâta. Mai bine și să înceară sisteme Petro. Ce atâtea... Și cred că și imaginam un final de mandat mai lejer, nu? E săracul, nu și imaginează un final de mandat, ci început unui alt mandat. Că tot pe acolo, pe acolo și... Na. Dar în ritmul ăsta ce să încep, domn Ficec? Eu nu știu, că pe aici ne-am lămurit și cred că și ea. Păi trebuie să se lămurească și alții. Păi adică cred că eu militez pentru, eu încurajez să afle și lumea, adică să vadă și ei ce am trăit noi 10 ani. Merită. Da, să știți că totuși cam știu ei, cam știu ce se întâmplă pe aici. Dar să știe în fiecare zi, ca exercițiu așa de viață, mi se pare interesant. Da, depinde. Să sperăm că ce negocieri să mai poartă să nu fie în detrimentul nostru, să nu aflăm după nu știu câți ani că ia uite bă. Să sperăm că nu. Da. Hai să nu. Hai să ne întoarcem cu speranță să ne uităm la bătălia pentru București, domnule Ficea. Cum vi se arată în final? Păi, acum eu ce să zic? Niște șervețele pentru domnul Ficea, dacă putem. Eu, da. Așa. Eu ce să zic? Acum am văzut și aici e un, cum să spun, înainte de președinție este cel mai este cel mai important post, da, primarul Bucureștiului, da. Votează de departe un număr de oameni. Ori și aici avem o alianță atât de largă, de puternică. Au venit cu doctorul Cătălin Cârstoiu.
Deși, mă rog, știau că nu prea are șanse de reușită, dar din ce am înțeles, li s-a trimis bilețelul că mergeți cu doctorul. Au mers cu doctorul când au văzut că nu merge, după aia hai să luptăm împotriva celorlalți, dar ne depunem fiecare câte un candidat la primăria Bucureștiului să mănânce unul pe altul, da? Deci e o lipsă de serios. Bine, ar mai putea fi chestiunea asta, că ne fiind două tururi de scrutin, că dacă erau două tururi de scrutin, nu era problemă. N-aveam nicio problemă. Ne fiind două tururi de scrutin, ar mai putea fi, să spunem așa, cu câteva zile înainte, cel care e de departe pe ultimul loc, să zică, dom'le, eu mă retrag și votați. Da, dar e pe buletin, e complicat. Da, știu, confuzia tot va fi. Da, e complicat. E n-au gândit, arată că, exact ce spuneți, lipsa de seriozitate, faptul că n-au gândit-o deloc. Da, n-au gândit-o și acum, știți, cu ce ne facem, fetelor? Păi, da, trebuie să vă gândiți de la început, plus că toată chestia asta și cetățenilor. Fă, bă, dacă ăștia sunt neserioși, de ce? Dacă o fi și o zi frumoasă, bună de grătar. Eu știu cât o să mai vină la vot dacă e neseriozitate. Da, mă rog, la urma urmei fiecare candidat își face campania lui. E de admirat că totuși se bate. Și acum să vedem care are cea mai mare putere de influență. Că, mă rog, sau care reușește să-și prezinte. Au avut și candidaturi, cum să spun, puteau de la început să pună oameni și la fiecare partid din cele două, că ne referim la ele acolo. Aveau candidați care aveau, cum să spun, palmares foarte clar. Da, da. Dar nu i-au luat. Păi ei au venit cu nefericita aia de propunere, pe care după au retras-o și acum noi trebuie să vorbim cu maximă seriozitate despre o chestiune pe care eu altfel suntem oameni răi. Da, despre care, da. Pe care ei o tratează fără seriozitate. Adică e și ciudat. Da? Mă rog, ce-o fi, o fi. Om vedea ce-o fi la vot. Adică... E și pentru ei tot ce-o fi, o fi. Adică, da, totuși, nu erau cu miză alegerile astea? Nu ar fi vrut să câștige capitala, sectoarele? Păi, eu cred că ar fi vrut să o câștige, dar eu știu păi cine... Așa, cu jalea asta de organizare? Că eu am înțeles că totuși există o colaborare foarte bună între domnul Ciolacu și domnul Ciucă, dar probabil că a mai intervenit a treia, cum vorbesc ea la mine, la coadă la lapte, că de fapt de la Cotroceni le-ar fi vei. Mai stați la coadă la lapte dumneavoastră? Da, da, și de regulă ea îi mai aud. Ce că s-a anulat coada la lapte. De regulă ea mai au, mai știu ei ce spun pe acolo, știți? Da. Și că ar fi venit de acolo, bun, a mai făcut o șmecherie. Ce? A, că aici am putea noi merge cu gândul că poate a fost anume făcută ca să câștige cel de-al treilea candidat, nu candidații cu unul din candidații coaliției. Deci am merge mult mai prea departe, că de regulă revenim la celebru brici al Ocam, la tot felul de situații care par complicate, soluția e cea mai simplă. E dezinteres, e de bandadă. E... Asta servește, dezinteresul de la București sau de bandada asta de la București servește primarului în funcție? Evident, evident, evident. Păi, dar în momentul în care el are o susținere, da, din partea aceea, iar din partea asta la altă, cei care vor, vedeți că e și greu să explic, cei care vor să îi ia locul și să... aducă prosperitatea și bunăstarea în București după atâta timp, vin cu doi candidați care să canibalizează. Adică, ca și la celebrele alegeri europarlamentare. Da. Ne-au spus că, domne, noi trebuie să luptăm împotriva extremismului. Numai, după extremism, aia s-a mai luat cu extremismul suveranism și... sau nu știu ce. Nu, că după aia să avem o voce puternică, ziceam. O voce puternică, bun, dar dacă participau pe liste separate, care o spune toate... unde te uiți, la ce alegeri au fost, împreună luau mai mult decât dacă participă pe liste comune. Da. Deci sunt niște deziterate anunțate și de făcut se face exact invers. Și după aia mi se cere nouă sau se cere electoratului să judece, să interpreteze, să vadă care e de fapt rațiunea lucrurilor ăstora, când de fapt, din păcate, nu prea pare a fi vreo rațiune. Da.
gradul ăsta de improvizație îl resimțiți pe mai departe cu bătaie și spre parlamentare și prezidențiale? Adică mai sunt 4 luni aproape, rotund așa să o împachetăm, și nu avem candidați la președinție, nu avem un proiect politic pentru toamnă, nu există un program, nu există o minciună, cât de cât așa, un artific, o ceva să te capaciteze într-un fel emoțional, să-ți ia interesul, să nimic, nimic, nimic. Totul este, o să vedem. Da, am văzut că sunt diverse, mă rog, bannere, postere care apar cu tot felul de sloganuri, unele mai inspirate, ale alte mai puțin inspirate. Ați văzut Forță cu Cartea? L-am văzut. Acum i-am și încăierat, stați așa să vă dau, că a fost și la acum mai devreme așa. L-am văzut că e și ostașul în fruntea țării. A zis așa, că Ciolacu a zis că nu-i va citi cartea, că nu așteaptă. Și Ciucă a zis, mă, că era și Ciucă la Digi în paralel, la deontologi. E o carte ușor de citit. Deci dacă și Ciucă zice despre cartea lui că e ușor de citit. Bine, nu își imagina nimeni că scrie o carte greu de citit. Dar totuși, cum îți definești cartea? Nu, domnul Ficeac, scrie o carte. Hai să... Da? Și zici, trebuie să zici o frază definitorie despre cartea ta. E ușor de citit. Da. Nu aruncă în derizoriu? Bine, eu acum sper că domnul Ciuc a citit-o, dacă spune că e ușor de citit. Eu aș vrea să văd un concurs de cărți citite, nu de cărți scrise. Da, adică... eu aș vrea să văd un concurs de promisiuni executate. Că vorba aia... Și asta, da, dacă tot sunt politici. Adică să lăsăm scriitorii cu cărțile, da. Că totuși nu sunt niciunul dintre partide nu sunt proaspăt veniți pe scena politică. Da, sunt atâția ani, adică poți să zici de unul care a venit acum un an, doi, trei, mai poți să zici, dar cei care sunt atâția ani, ori pe mine, eu văd într-adevăr că da, trebuie să recunoaștem. E o anumită stabilitate, e o anumită conviețuire, în ciuda, și e normal să fie tot felul de înțepături, de certuri, de astea, că e campanie electorală, dar există o anumită stabilitate și împreună ei ar putea să vină cu anumite măsuri foarte clare. De-aia mie neclară toată lipsa asta de coerență. Adică, dom'le, când la vârf cei doi conducători de partide se înțeleg și se înțeleg, n-ar fi problema asta. Când există o anumită colaborare și am văzut și pe comunicatorii celor două partide, înainte să mâncau cu fulgi cu tot, acum la emisiuni, ce... Și de aia, jihadiști, adică... Da, ce prieteni sunt, cum se susțin unii pe alții, știi, că aia te și întrebă, dar de ce nu v-ați luat cu acte, tot vă țineți așa în alianța asta. Dar trebuie venit și cu anumite măsuri și în primul rând cu măsurile alea grele pe care le așteptăm. Că da, e foarte bine că să mai măresc pensii, că să fac lucruri de genul ăsta. Da. Dar oamenii așteaptă măsuri gen reforma aia administrativ-teritorială care, hai să spui că poate acum în anul electoral ar fi cam dificil de făcut, da? Se putea face sau se poate face, adică niște măsuri din astea care să mai degreveze statul de toată cățelăraia care e numită acolo doar pe criterii politice și aici, într-adevăr, sunt măsuri foarte dificile, că la urma urmei tu te bazezi pe aia. Dar până la urmă trebuie să-ți faci și tu niște, un activ de partid care să aibă o anumită pregătire, care să aibă să atragi oameni din diverse medii care au o anumită pregătire, vin cu idei, vin cu proiecte, vin cu ceva, nu doar lipitori de afișe și aibă că te pun acolo și mai, nu doar că te plătesc de pomană. De-aia și pierd, vedem câte fonduri europene se pierd, fac tot felul de acte de-astea birocratice și împiedică bunul meu. Deci sunt lucruri și s-a tot vorbit despre ea. Nu s-a vorbit de face reforma administrativă, comasăm ministere, faci, până la urmă nu s-a mai făcut nimic. Da. Adică sunt o mulțime de chestiuni de genul ăsta care se așteaptă a fi făcute. Mă uitam la o ea că nu fac... campania electorală, acum e treaba lor să-și facă, dar am fost la un moment dat la o emisiune cu un primar de sector și spunea la domnul, eu am făcut 2 pasaje în 4 luni, pasaje rutiere. De cu negoiță, v-am văzut parcă, nu? Da. Așa, da. N-am vrut să spun că nu știu dacă e voie să spui că nu sunt agentul electoral. Bă, dacă ăla face în 4 luni de zile 2 pasaje rutiere de autostradă... Păi a zis cu Șordan, nu. A zis cu Șordan că nu sunt bune, că nu rezolvă traficului. Da, adică, bă, ce-o fi atât de greu să faci un pasaj? Păi dacă nu-s bune, n-auziți, la ce să le mai faci? Da. Nu mai faci!
Da. De ce să faci când poți să nu faci? Că oricum n-ajută. Da, dacă sunt, a zis... sunt chestiuni de-astea care sunt atât de simplu de făcut, știi? Și vezi că stăm în sfârșit, s-a început autostrada aia și tot. Dom'le, încă 2% din marele tunel s-a mai săpat, da, da, da. Să avansează. Să pe... Dar eu aștept metroul de la Cluj, nu știu cum spune. Eu mi-am pus... Da. Am toate așteptările acolo, pe Ardeal la mine. Da, bine, mă duc acolo, la acum, sper că va face uităm, ca la Antold, cu bilete, cu artificii. Da, da, ați văzut, în Ardeal totuși s-au făcut niște, că de-aia au apărut și tot felul de zvonuri. Dom'le, ăștia nu vor să lege Ardealul de vechiul regat, că vor să facă un... să-și ia autonomie, că îl pregătesc pentru nu știu cine să preia, adică tot felul. Și normal că oamenii vin și cu tot felul de teorii ale conspirației, că nu înțeleg. Bă, de ce o fi așa, acolo, bă, de 30 de ani să nu poți să faci o autostradă? Da, care e problema? Da, știi că corect. Dacă îi luai pe chinezi, avem voie să vorbim de chinezi? Nu știu. Mă rog, am zis am văzut că e voie dacă SRI face afaceri cu chinezi. A, da. Da. Așa. Păi, aia cred mă rog, că... SRI, foștii SRI. Mă rog, foștii SRI. Da. În 6 luni, un an de zile, cred că o făceau, după... știi? Da, adică corect. Vorba aia au făcut... Lăsați, fac la Croația, au făcut pod. Da, au făcut cu Bechtel, nu? Cine? Au făcut croații, au avut da, program... da, Croația au făcut și cu chinezii și au făcut podul și cu Bechtel au făcut inclusiv... Păi a fost programul ăla... Ăștia... Acum vreo 20 de ani de zile a fost programul ăla. Da, au făcut și 300 albanezii. De... Și albanezii da, tot cu Bechtel. Da, au fost pe autostradă aia. Da, super autostradă. Aia 170 de kilometri. Și aia nu era ca în câmpie. Da. Iar Croația au avut acum 20 de ani cu Bechtel, au avut programul ăla. 300 de kilometri în 3 ani de zile, 3 miliarde de dolari. Și li s-au ținut. Și l-au făcut cu Bechtel. Că noi zice, bă, bandiții de la Bechtel, bă, i-ai dat terenul, i-ai... ce contract ai făcut-o, ăla l-a făcut și am fost pe autostrada aia pe acolo, păi tuneluri de-astea de kilometri. Să nu vă mai duceți, că după aia veniți cu pretenții absurde acasă. Da, e bine. Și așteptări nerealiste. Vezi, adică, dreptatea aia când te lăsau să pleci, că după aia vii cu idei. A, da. Din Occidentul de cadere. Domn Ficeac, la ce să ne așteptăm în toamnă, în septembrie? Dar totuși, august, unde de vreme stătea și românul liniștit, pășes long, cu un concediu, cu ceva, ba în Grecia, ba în România, ba în Bulgaria, după posibilități. Acum campanie în august. Cine a mai pomenit, domnule, campanie în august? Eu credeți că românul nu se mai duce în concediu? Sau? Nu, dimpotrivă. Da, o să se ducă, iar în campanie cei care vor fi aici și vor... Păi nu, dar vă dați seama, câți oameni comasați de la casele lor, cum votezi, cum... Da. Au, cum asați, chestiunea am zis, a fost... Masați. Da. Chestiunea a fost de la început, când s-a tot vorbit că facem economii. După aia aflăm că, de fapt, chiar domnul Ciolacu la un moment dat spunea că tu ce economii, domne, că pentru alegerile respective la europarlamentare trebuie să aibă încăperile lor, cei care... funcționarii lor, cei care vin acolo, îi lați, adică sunt despărțite oricum, că le faci în aceeași zi, dar cam tot aceleași cheltuieli sunt, da? Dar, mă rog, au fost niște lucruri de genul ăsta și iarăși ajungem la aceeași discuție, domne, sau cum era un celebru banc de la, bă, oare ce-o fi vrut? Că nu înțelegem ce s-a încercat. Bun, am înțeles până la urmă că erau niște termene, că se era eliberat nu știu ce funcție mare pe la NATO sau nu știu pe unde și dacă nu candideze atunci, hai să dăm peste cap tot calendarul electoral. Uite că se ajunge și la chestiunea asta, cea mai importantă totuși din viața unei democrații, alegerile, sunt tratate cu neseriozitate, sunt încălcate, pentru și ca și campaniile astea, oricât de, cum să spun, chiar și oamenii care sunt cât de cât interesați, au o anumită confuzie, nu mai știu ce votăm acum, pe cine votăm, plus că, na, vorba dumneavoastră, și la europarlamentare, ok. Care-i diferența? Sau ce vor să facă unii, ce vor să facă alții? De ce ar trebui să-i votăm pe aia și nu pe aia? Și adică... de ce împreună la europarlamentare și nu împreună la parlamentare? Sau la așa, la prezidențiale? Sau... Da. E foarte complicat să o vinzi. Da. Da, da. Vedem, trăim și vedem. E și greu analizăm. Să explici inexplicabilul. Da. Bine că nu cade în sarcina noastră. Mulțumesc, domnule Ficeac, pentru prezență. Mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. S-a mai terminat o emisiune. Oh, săptămâna viitoare la final, chiar avem de ce să ne vedem. Cred că pe la ora asta, deja o să știm scorurile, o să avem exit poll, o să știm exact cum stăm, cine a câștigat, cine a pierdut.
să avem imaginea asta politică despre care vorbim de luni de zile, care va crea niște trenduri politice pentru toamnă, pentru parlamentare, prezidențiale. Uitați-vă la Prima News și noi ne vedem săptămâna viitoare, duminică, la final. Pe curând!